Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la o nouă serie. Astăzi, de dimineață, ora, nu știu, cred că e vreo 9 și 10 minute, joc niște The Forest. Hai să pornesc și eu totuși cu cronometrul la telefon să vadă cât îmi filmez. Între timp, ce se mai întâmplă pe aici? Ia, da, actele astea încoace, văd niște desene făcute pruncul ăla. Ok, ghid de supraviețuire, aia o să fie bun. Cine bă să știu? Forest cu carne, ce treabă aici? Ok, pe geam văd că nu nimic, doarme pruncul ăsta cu noi, ok, fain. Ok, și cred că ne prăbușim. Salut, tarifa! Ok, hai să pornesc cronometrul ăla, că de 5 minute zic că pornești până în comis. Hai că eu am fapt de dimineață doar, fiindcă știu că mai toată lumea doarme acum și nu mai o să fiu zăpăcit cu mesajele pe WhatsApp, pentru că da. Ok, am pune cronometrul, văd că ne-am prăbușit, pruncul ăla nu știu ce s-a întâmplat cu el, noi acum vedem doar podeaua. E și un fel de when I can see you, sau, nu, am spurcat versuret. When I only can see the floor, stăci genul, când pot să văd doar podeaua, în fine, lăsând asta o parte. Ok, ne târâm pe covor ca o râmă constipată, văd că imagine neagră acum, ce urmează să vedem, nici nu știu. Pruncul, văd că s-a dus dracu, ne-am uitat și sub fusta ălea de acolo. N-a fost o imagine prea plăcută, e bine că are, e bine că are kilos pe ea, altfel era cam, cam nasol, nu știu cum să zic. Mai primeam acum și mare, cine știe ce, strike pentru nuditate și alte căcaturi, cum am pățit pe un live de n-am mai putut să fac live-uri. În fine, hai să... Eu cred că acolo stăteam și aici era pruncul, cred, nu sunt sigur. Trei scaune, sau stai mă țără. Văd că e cu trei locuri, deși parcă în cinematicul erau doar cu două, în fine. Hai să mă grăbesc și o să fac una de post. Am jucat off-camera zile trecute când l-am instalat, am jucat și pe un live și nu înțeleg de ce efectiv când pe live acolo, nu știu să configurez ca lumea o prin broadcasterul, pentru că are niște setări căcate rău. Și pe YouTube nu pot să fac live cu ăsta, cu Shadowplay-ul de la Nvidia, pentru că merge doar pe Twitch. N-am, nu găsesc cum aș putea să fac pe... Asta mi se deschide? Nu cred, sau? Să înțeleg că nu? Păcat. Sau, bă, asta sigur e ceva ce se poate deschide? Să înțeleg că nu. Da, deci degeaba dau în astea. Hai să mă grăbesc să adun și o chestie de pe aici, că apoi să plec. Deci pentru ce ați fost pe live-ul ăla de pe canalul secundar, vedeți și voi ce mișto mi se mișcă, adică am 60 de FPS-uri aici, n-am probleme. Sau mă rog, văd că am 50, nu 60. E, o fi și chestia de optimizare, cam ciudat, adică joc GTA 5 un 60, o fi mai bine optimizat GTA 5, cine știe. Dar și are grafică, frate, acum, na. Oricum mult se vaită de bucur la acest joc. Ciudat că... Nu pot deschide astea și aici în spatele avionului sau... A, nu mai pot să urc? Stai, mă. A, deci nu mai pot să mă urc acum înapoi în avion? Nu. Văd că eu de asta acolo n-am ce să-i mai fac. Hai să mă iau după jeans de astea că sunt bune, că găsesc la batoane de alea de ciocolată, cârpe și văd că mici de tenis sunt prostie. Ar trebui să mă folosesc ca lumea de aruncat cu pietrele căzii, așa pot să prin păsări. Nu știu dacă o merge să omor păsările și cu mingea de tenis, dar știu că dacă îi dai cu piatra în cap la o pasăre e ca și moartă. Asta e altă tavă de mâncare, încă o piatră, bolovan, pardon. Ok, dăm cu asta, încă un băț, așa, pietre, o să am nevoie de ele. Sper că dacă am inventarul mai plin, o să alerg mai greu, nu? Și acum să vină canibalii să mă... Nu, mă, stai, mă. Așa. Ok, mai e ceva pe aici, nu cred, dar uite pe aici. Mi-amintesc că pe live acolo, efectiv, se făcuse noapte și m-am plimbat una cu brichetă în mână prin pădure ca să găsesc o... două bețe amărâte, că nu puteam să-mi fac una de post. Ok, am deschis două deodată, o grămadă de cârpe. De căprioară. Du-te după căprioară! Du-te, prinde căprioara, prinde-o. Hai, du-te, treci încoace. Și așa am pierdut și atunci avionul. Hai, du-te, dracu. Am ținut eu prea mult apăsat și asta să-și ia vânt. E mișto că... De ce nu mi se focusează pe ăsta? O fi de la...
Uite-o. Uite altă. Altă căprioară, altă vietate a pădurii, treci încoace. Îmi zicea o dată cineva că mănâncă saunul de căprioară. Bă, cât dracu fi saunul de căprioară? Măcar o fi bun, totuși n-are carnea tare, că fiind animal de ăsta sălbatic, vă dați seama că are carnea mult mai tare. Ca să faceți idee, dacă nu știți cum e faza, e bine. În caz că sunteți de la țară și ați mâncat și găină de curte și găină de pui de la magazin, n-ați observat că e mai tare carnea, că na, găina de curte se plimbă prin curte. Aia de puiul ăla cel cumpărat la magazin e ținut în cuști, nu prea are cum să se plimbe și... Uite o veveriță, hai, prinde berberița! Și n-am prins berberița. Adu-mă carnea de berberiță încoace. Serios? Unde să... Hai că nu mai s-o să aleg berberița aia. Ok, am full pețe. Mai am cutii pe aici, deci astea nu pot să le deschid. Tăf de mâncare. Bolovane am full. Hai să încerc să mă duc spre o plajă ceva. E plajă aici în față oare? Sper să nu fie dita mai hăul. Și cam da, edita mai hăul aici. No, trebuie să-mi găsesc o zonă joasă așa pe... Niciun caz nu am ce face aici, nu? Hai pe partea cealaltă, poate un loc mai adăpostit. Am văzut că pe aici găsesc și locuri cu zăpadă. E mare harta în jocul ăsta, nu mă așteptam să fie chiar de mare. Dar pentru, chiar așa, pentru 5 giga sau cât dracu avea instalul. Sau jocul în sine, nu mai știu. Care avea 5 giga, ori ăsta, imagine ISO de instalatori, așa. Băi, destul de... Da, adică e ca lumea spațiu, nu mănâncă mult spațiu, dar nasol că na. Optimizarea cam lasă de dorit, sincer. Și chiar e ciudat, adică noi cu grafica pe ultra și e pe Full HD, dar nu cu grafica pe ultra și nu pot face 60 FPS-uri filmare. Când colo pe WW2K17 și pe GTA 5 ați văzut. Și ce mai urmează să postez? Oho, veți vedea ce mai urmează. E, ce pe aici? Cu niște cap, înseamnă că în partea asta o fi intrarea în peștera lor. Dar nu știu un cot. Trebuie să mă, cred că în partea asta la altă e plajă, vreau așa plajă, gen mal frumos, nu să edita mai hăul pe acolo. Și trebuie să mă grăbesc până nu vine noapte. Văd că sunt cam și insetat. E bine, eu aș vrea să-mi fac asta pe plajă pentru că pe acolo mai găsesc țistoase. Și cu alea pot să fac niște chestii, să strâng apă de ploaie, să nu mor de sete. Că și dozele de cola se vor termina repede. Oricum, dacă era să păsesc eu așa pe mine, cred că muream din prima zi. De sete și de foame. Nu de alta, dar eu... Așa, uite gușterul, prinde gușterul, prinde gușterul, prinde gușterul. Hai că pe ăsta l-a prins mai repede. Și bine că a trebuit să țin o grămadă apăsat pe click stânga. Să-mi încarc acolo. Gușterul! Și n-am niciun bolovan pe aici care să dau după el. Hai mă, prinde gușterul. Gușterul! Cum s-a dus? Guștere! Uite-l și tu cât fuge. Ăla-i mă. Dă-l încoace. E bine că azi, gușterii și, mă rog, nu-i gușter ăsta, e și o pârlă, ce căcat o fi. Și căprioarele îți dau niște... Îți dau piele de asta, că poți folosi pe post de armură. Și uite încă un gușter în partea aia. Prinde gușterul. Gușter, gușter. Uite, știu ce, aproape am fost... Ia-mă vreo piatră să-i dau un cap. Nu cred că e. Că eu stau și să prind șopârle. Bă, da, e greu să prind. Cred că probabil trebuia să caut ceva frânghei, să-mi fac un arc ceva, o să-mi fie mai bun la vânat. Uite și tu cum fuge. Uite știu cum fuge în jurul meu. Stai, uite. Mai așa un pic în față. Uite știu cum face. L-am prins. Parcă a jucat nu știu ce joc de la de dă-n cap la... Veveriță sau Raton, ce era? Știți voi că mai sunt pe la bălciuri. La americani. Și trebuie să dai cu băta. Stai, nu așa, așa. Bun, mai avem și niște așa, uite încă o căp. Hai să încerc să prind căprioara aia. Dăm coace suculețul. Hai da după ăsta. 3, 2, 1. Prinde căprioara.
Și astea îți dau armură, piele. Da, sunt un criminal, n-am ce zice. Băi, nasol să fii vegetarian sau... De fapt nu știu dacă o fi nasol să fii vegan. Veganul mănâncă mâncare crudă, nu? Adică negătită, parcă, nu? Am nici nu știu. Deci știu că trebuie să fug după o amărtă de mioară. Hai că mă piși pe ea. În fine. Vreo piatră să-i dau un cap, bă, că nu. Nu bolovan, mie îmi trebuie piatră gen de aia, cât pumnul. Și am și trecut de unde erau capetele alea de morți, în fine. Astea mi-erau bune în caz că poate găseam ceva frânghii pe acolo, că frânghiile mi-ar fi bune să pot să fac un arc. Și văd că mai trec iepuri pe acolo. Am văzut că mai găsesc și ratoni. Bă, sunt mișto ratonii. Am auzit ceva, cred că vine canibalul după mine. Bă, hai să termin și eu astea de aici. Capete, pietre, nu mi-e trebuie cârpele astea, că mai sunt utile. N-ai bă, o fi asta. Frunze. A, bate vântul, ok. Frânghii, chiar nu sunt pe aici frânghii. Mi-ar fi bune. Doar cârpe. Da, în partea asta o fi o plajă. Eu nu stau să-mi fac adăpostul așa în mijlocul pădurii, că sunt ca și mort. O plajă sunt la cel mai bun adăpost și... Aha, uite aici o intrare către peștera lor, dar n-am de gând să mă duc. Uite încă și o pârlă de-aia. Deci niște iepuri. Parcă aș fi în pădurea Baciu, tot așa o zonă de-asta. Uite canibalii. Auzești tu cum fac. Și sunt și trei. Fugi. Măcar am ajuns pe o plajă, măcar atât. A, uite și un vapor, hai că mă duc acolo. Mă duc pe barca aia, că pot să mă adăpostesc. Sunt, uite, acolo. E, să mă sugeți de botă, cum zice un prieten de-al meu, Ardelean. Hai, înoată. Ne spălăm și noi de sânge cu ocazia asta, să nu ne mai miroasă. Așa se bagă în apă după mine? Nu cred. Care e de canibali? Ok, hai că e bine că iahtul ăsta acolo și pot să-mi dau save la jocuri. La ce am jucat până acum. E, măcar acum am scăpat de o grijă. Am și eu un loc de dormit. Să mai cercetez pe aici pe plajă, că poate mai găsesc și eu ceva util. Hai, da, noată mai repede. Nici nu știu ce nume să-i dăm ăstuia. Lăsați-mi idei de nume pentru tipul ăsta, o care jucăm în comentarii. În fine, hai, opa. Asta pare fi ceva revistă și văd că nu mi se focusează. Ce sta? Pe cutia de lapte un om pierdut, încă un suc. Ah, de-asta de oxigen, biblie. Ciocolată. Bere. Asta e un cap de mort. Nu mersi, n-am ce face. Încă ceva, văd că am mai găsit o fotografie. Reviste cu tona. De-aia mă pus sus pe aici, nu mai fi ceva. Sau hai că mă mai întorc pe sus să mă mai uit. Ok. O casetă. Și aici e de salvat. Hai să salvez totuși. Că slotul ăsta aici am jucat eu. Ăsta-l joc pentru mine. Hai să băgăm pe slot 2 să salvăm. Și văd că filmez de vreo 13 minute. Hai să... Ia, pe aici văd că nu e ceva. Cârpe, haine... Pălării... A, un cadavru. Ăștia au fi murit aici de foame, era frică să iasă, probabil, cine știe. Din camerele astea văd că nu mai e nimic, ușa asta îmi se deschide. Măcar scurat de sânge, să nu mă mai miroasă canibalii ăștia. Vor mai fi pe plajă? Hai să mă mai uit un pic pe plajă pe aici. Eu aș vrea să găsesc niște frânghii. Și dacă ești... Gen să... Uite-mă, frânghie! Atât! Încă una! Poc! Gata, m-am găsit și frânghie. Nu știu ce am impresia că navigăm, dar nu navigăm. Și ăsta e naufragiat aici. Ok. Pe plajă mai găsesc bagaje de-alea. Hai să încerc să-mi fac și eu ceva pe aici. Păi, bețe. Mi-ar cam trebui... Așa și frânghie. Două bețe? Nu două bețe. Două de-astea? Nu. Stai, mă, cum făceam arc? Mai trebuie ceva? Frunze, ce dracu să mai trebuiesc? Boar n-am. Ia stați o secundă. Luăm de asta și o cârpă. Combine și acum pun frânghie. Nu. Da chiar mă.
Nu, nu, nu. Crafted bow. Deci îmi trebuie cârpă. Și acum băți. Acum, bun. Stai, mă. Combine. Gata, mă, avem arc. Și pentru săgeți îmi trebuie... pene. Să găsesc pene. Ok, avem arc. Move așa. Hai să ne facem și o suliță. Wear spear, cred că pot face. Așa. Și dacă mai pun și o cârpă. Dinți mi-ar mai trebui, cred, sau nu știu. Cu frânghia n-am ce face. Și dacă mai pun un băț, nimic. E doar așa upgradată, n-am ce să fac. Cu frunzele nici atât. Ok, să fac și eu un foc, să gătesc și eu astea. Ia. Ia stați să vedem că mai am și caseta asta. A, avem muzică. Ok, so opresc asta. Bun, cum opresc muzica? Am oprit-o, bun, hai să ne sting lanterna. Tot se aude. Sper să nu iau copyright pe muzica, atâta. Tot ceva strike. Hai să mai beau și ceva. Acesta. Ceva băutură, ok. Așa, și venim și cu stickers. Două chiar. Hai să mă duc până pe plajă acolo. Bun, hai că avem și suliță. Avem un băț cu care nu știu, cred că ne batem, habar n-am. Dar nu o să atrag canibalii cu muzica sau o să-i sperii? Sper să-i sperie muzica. Altfel m-am cam dus dracu. Ok, văd că pe aici sunt alge. Să mă uit pe plajă pe aici să văd ce-și mai putea găsi. Oricum, niște păsări ceva să mai fac niște pene. Ar fi bine și știu că pe plajă găsesc pietricele de alea să dau un cap la păsări. Mamă, să fac un arc cu săgeți. Am scăpat de mâncare. Mă, dar o să-mi trebuiască și... de-asta... pentru apă, că o să rămân fără. Aș vrea să beau din bălți, dar nu-i bine. E... alea sunt pânii sau ce? Sale alge. În fine, văd că avem pietre, e ce sunt astea? Alge, da, alge. Uite, mă, pietre de-astea trebuie mie ca să le dau un cap. Dar nu mai e nicio pasăre pe aici. Și ia stați un pic, că mai știu ceva aici. Luăm ăsta și ăsta și ne dăm unde ăsta upgradat. Ne dă ceva speed. Bine. Plus damage, nu știu ce așa. Flowers, energy. A, nu știu ce așa, probabil că bag aia. Bine. Trebuie să-i pentru, ok. Equip, ok, na. Hai să deschid bagajele astea să văd ce aș mai găsi. Orice aș găsi, e binevenit. Bolovani. Ok, deschidem două bagaje deodată. Pastile, medicamente, bun, ceva am dat pe jos. Am prea multe medicamente, am înțeles. Ar putea să-mi fac cufere? Nu am multe medicamente, am găsit. Cred că ăla de acolo e un canibal. Mă duc să mă bat cu el. O să am nevoie de dinți de canibal, cu aia că... dinților chiar pot să îmi agradez chestiile. Sau oase. Deci cu altă sticlă. Ia. Ok, că am găsit niște sticle pe acolo. Ce Denner și-o fi. Deci purge apă pe acolo. Dar chiar mă, noi putea să beau de aici. Nu pot. Hai să mă după canibalul ăla să-i dau un cap. Hai să le dau un cap cu pietre. Ce i-am dat în cap. Și am plecat. Sper că ăștia să nu vină după mine în apă. Nu. Nu se bagă în apă, e bine.
Băi, e Dumnezeu pe pământ iahtul ăla, că pot să fac adăpost acolo. Și tot nu-i bună plaja asta. O să încerc să mai îmi fac o barcă și să mă plimb așa de-a lungul insulei. Nu știu dacă gen îmi fac barcă și pot să plec să mă duc pe alt continent dacă merge asta. În fine, hai să mă duc pe vapor acolo și să dau să salvez. Să-mi lăsați un comentariu dacă mai vreți episoade din The Forest. Poate cine știe, o să mă duc eu peste ei în peștera acolo să mă bat cu ei. Să fac și așa o armură full. Pene să găsesc păsări pentru așa. Pe momentan am mâncare, deci e bine. Vedem după aia ce o să facem în durere următoare. Să mă, colac, ce-și putea face? Că era un colac acolo, l-ați văzut și voi, nu? Nu pot face nimic cu el? Din păcate. Păi atunci mă bag aici să salvez. Iată un ursuleț. Fie nu pot să spar nimic pe aici. E, hai să salvăm atunci și încheiem și aici. Eu sper că v-a plăcut acest prim episod de The Forest, vechea poveste. Dați câte un cap în gură butonul de mai jos. Lăsați în comentarii dacă mai vreți episoade. Nu e nevoie să-mi ziceți și ce jocuri să mai joc, pentru că acum știu eu ce să joc. Am idei că, na, am PC-ul nou și știu ce jocuri să-mi iau. În fine. Păi, cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les.